Diana, ești bucuroasă, obosită, dar bucuroasă, nu? După această victorie, după această partidă istovitoare. Da, bineînțeles, obosită, foarte obosită. 3 ore și 10, nu știu cât s-a durat exact. Mă uitam la un moment dat la ceas că soțul meu m-a așteptat să mergem la... să vedem finala la Champions League și nu mai terminam. Am zis de pe margine să anuleze rezervarea, să o amâne, pardon. Da, sunt și bucuroasă în același timp. Cum a fost acest turneu pentru tine? Cel mai dificil meci, bineînțeles, că a fost în finală, în rest ai câștigat în 2 seturi. Da, pot spune după scor și rezultate că a fost ușor, dar vin după o perioadă în care nu m-am antrenat prea mult. Noi în weekend am fost nași la o nuntă, la finii noștri, și chiar am venit total nepregătită. Speram să începem cu o vacanță, dar se pare că n-a fost deloc așa. Și mă bucur că merge bine și că sunt din nou pe picioarele mele. La turneul de $25.000, cu premii de $25.000, crezi că poți să mai ajungi chiar până în finală? Orice jucător speră, eu îmi doresc foarte mult. O să vedem ce se va întâmpla de luni încolo. Tu ești tenismenă, soțul tău este fotbalist. Cum vă împăcați, să spunem, care are prioritate dintre cele două sporturi? Fotbalul, bineînțeles, și nu vreau să fiu rea. Ne completăm foarte bine, ne înțelegem, el mă înțelege ce fac, eu la fel, ne încercăm să ne ajutăm cât mai mult și să facem o treabă bună. Acum, aproape amândoi suntem spre sfârșit de carieră și el așteaptă mai mult să îmi fac eu retragerea, dar se pare că nu e momentul. Din fericire pentru noi. Sper să fie bine. Oricum, acum a putut să te însoțească la turneu pentru că s-a terminat campionatul de fotbal, dar în rest ai mers mai mult singură. Da, de obicei merg singură. Când avem ocazia să călătorim și împreună, Irina, Cristina Dinu, alte jucătoare și prietene, în rest, în mare parte, singură. Mulțumim și mult succes! Vă mulțumesc și eu!